Tensiuni mari înaintea partidei dintre Astra și Pandurii legate de decizia controversată a Comisiei Centrale a Arbitrilor, care a desemnat pentru acest meci o brigadă condusă de Sebastian Colțescu. Temerile antrenorului Marius Șumudică au avut temei, pentru că centralul, dar și observatorul de arbitri vor fi fix cei care au îndeplinit același rol la celebrul meci din turul campionatului regular Astra-Steaua 2-0. Partida de atunci a produs cel mai mare scandal de arbitraj, Sebastian Colțescu fiind cel care a avut o manieră pro-Astra, a anulat eronat 3 goluri ale roșialbaștrilor și nici nu l-a eliminat pe Budescu. Ca și acum, atunci cel care a fost supervisor și l-a notat a fost Augustus Constantin, fost arbitru FIFA și el, în prezent membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor. Una peste alta, meciul Astra-Pandurii, în care se întâlnesc locul 1 cu locul 3, va fi singurul din această etapă a play-off-ului, la care nu vor exista arbitri adiționali. Și Steaua ASEA Târgu Mureș, locul 2 versus locul 6, a avut parte de adiționali, dar și la Viitorul Dinamo, locul 5 cu locul 4, brigada a conținut 6 arbitri, nu doar 4. În opinia mea, Comisia Centrală nu ar fi fost normal să delege un astfel de arbitru după tot ceea ce s-a întâmplat la jocul cu FCSB din turul campionatului trecut, în sezonul regulat. Deci nu cred că era oportună delegarea dânsului. Eu nu contest valoarea domnului Colțescu, dar există o presiune. S-a făcut atâta tamtam la momentul respectiv, nu a mai fost delegat până la această partidă, nu știu de ce n-a fost delegat în sezonul regulat, poftim. Până acum și-l dă la acest meci cu Pandurii Târgu Jiu, la un meci care domnul Colțescu a arbitrat, parcă ASEA Târgu Mureș, nu? Și a eliminat foarte mulți jucători cu Pandurii Târgu Jiu, a eliminat câțiva jucători acolo. Noi am fost avantajați la momentul respectiv, toată presa pro-FCSB-istă a scos în evidență lucrul ăsta și trebuie să recunosc și eu la momentul respectiv că Steaua au marcat 3 goluri, nu știu cât de corecte la momentul respectiv, dar nu a fost întru totul vina domnului Colțescu. Știu că 2 goluri au fost anulate de către Tușieri,